câteva impresii despre ce a fost astăzi aici, preselecția celor mici. Da, au fost mulți copii, și băieți și fete, cu vârste fragede, undeva la 6 ani, 6-10 ani, da? Viitorul ansamblului folcloric Mungurași și Mănăstireni. Cei mari, în scurt timp, adică anul viitor, vor termina liceul. O mare parte din ei vor pleca, atât la facultate, cât și mai departe, în străinătate, garantat. Așa am mai pățit și cu alte grupe de dansatori. Și atunci noi trebuie să avem continuitate. Noi avem grupa mijlocie și acum am pornit o nouă grupă de juniori, da? De copii care vor fi viitorii dansatori, după cum am spus, ansamblul Folclorii Mungurași și Mănăstireni. Dintre cei prezenți, cam câți așa au șanse să meargă mai departe? Sincer, majoritatea. Am fost încântat să văd copii talentați, majoritatea foarte buni. Sunt câteva excepții, atât, dar care cu timpul s-ar putea să danseze și ei. Sunt foarte mici, nu pot să spui acum la 6 ani un copil, normal, în două repetiții, bă, nu ești bun, nu poți să dansezi. Da? O să le dăm timp, unii prin mai repede, unii prin mai greu. Ceea ce m-a interesat pe mine la această preselecție a fost ritmul. Să aibă ritm, să aibă ureche muzicală, să audă muzica. După cum le-am spus lor, și disciplina. Aici este primul punct pe care îl voi lua în considerare. Cei indisciplinați nu vor fi primiți în ansamblul Mungurași și Mănăstireni. Asta este prima condiție, disciplina, după care urechea muzicală, ritmul și, bineînțeles, muncă, multă muncă să ajungem dansatori. Ați văzut că pe final ansamblul cei mari, i-am pus să danseze pe cei mari, să-i vadă cei mici pe cei mari cum dansează. Cei mari la rândul lor pornind de la același nivel, tot de la horă, majoritatea nu știau să danseze nici măcar hora și acum au ajuns dansatori, pot spune profesioniști în dans. Nu suntem la nivel de ansamblu profesionist, dar ca și dans, ca și dansatori suntem la nivel. Despre cei mici care am înțeles că și tura trecută au mai fost. Astăzi au fost? Da, au fost o parte și din cei care eu am mai început și anul trecut o grupă. Da, și acum am început aici, am început grupa la școală jos, făceam repetiții. Acum am început aici, în sala de dans a Mugurașilor, să poată veni și cei de la școala din sus. Da, pe timpul iernii probabil vom face tot la școală repetițiile jos, dar am vrut să aduc copii și din sus, pentru că și la școala din sus sunt copii talentați. Mi-ar fi greu să mă împart și la o școală și la alta și nici n-am avea coeziune în grup. Tocmai de asta vom face în această sală, cât se poate, cât ne lasă vremea. După aia vom trece la școală de jos și vom face repetiții cu toți, cu cei de la școala de jos și cu cei de la școala de sus, pentru că în trecut am avut discuții. Domnule, de ce luați de la școala de jos? Nu am nimic cu cei de la școala de sus, vreau ca toți copiii din această comună, da, aș vrea cu toți copiii din această comună să vină, chiar dacă nu vor ajunge dansatori în ansamblu, pleacă de aici cu o horă învățată, pleacă de aici cu câțiva pași care în viitor îi va ajuta. Îi vom vedea. Ajuta cine? Da, îi vom vedea la o nuntă, îi vom vedea la o petrecere, îi vom vedea dansând popular. Da? Sunt majoritatea vor dansa populară la nunți din cei care au venit aici. Astăzi ai văzut că majoritatea au dansat horă. Da? Au văzut ce înseamnă horă și au dansat horă. Și majoritatea sunt la a doua repetiție. Chiar am văzut că era unul care cam încerca să prindă pasul bărbătesele când au dansat cei mari. Da, sunt copii care au fost și anul trecut și sunt interesați de dans, le place dansul. Se vede, mulți din cei care au fost anul trecut n-au mai venit, cei care nu le-a plăcut, clar, n-au mai venit. Una din principalele lucruri trebuie să le placă. Dacă nu-ți place ceea ce faci, nu mai vii, n-are rost. Da, au fost mulți care au lăsat dansurile și au mers la fotbal, că le place mai mult, foarte bine, nu e nicio problemă. În viață trebuie să faci ceea ce îți place. Așa cum eu am făcut ceea ce îmi place și fac ceea ce îmi place, în viață trebuie să faci ceea ce îți place ca să iasă bine. Referitor la, să-i spunem, deplasarea din Republica Moldova, ce îmi poți spune? Da, mergem acolo împreună cu cei din Consiliul Local, din conducerea primăriei. Mergem să reprezentăm comuna, așa cum cei din Republica Moldova au venit la noi la festival și au reprezentat comuna Parcova, raionul Iedineți. Noi mergem în Republica Moldova să ne reprezentăm comuna, să prezentăm moldovenilor obiceiurile noastre, dansurile noastre populare și cântecele noastre populare. Și posibil să cineva o să aibă acces și probabil că o să facă live pe Mănăstirea Cașin Live pentru cei care urmăresc.
Cam pe la ce oră ar fi acest spectacol? Ca... programul nostru, nu tot programul. Așteptăm, am comunicat acolo proiect timpul nostru, programul nostru și în seara treaba asta, nu ni s-a comunicat încă. În săptămâna asta vom afla exact programul și te vom comunica. Bine, mulțumesc! Stânga, mergem în față, stânga, dreapta, mergem în spate, da? Da, eu să ne